Spectacol mai puțin obișnuit, pur și simplu a vrăjit publicul de la Festivalul de Teatru de la Sibiu. Actorii au jucat aproape 2 ore în apă, într-o piscină care de fapt a ținut loc de scenă. Și s-au jucat cu focul acolo, într-un show semnat de regizorul Silviu Purcărete. Apă și foc, emoții și contrast. Un spectacol în care mișcarea înlocuiește cuvintele și în care muzica e mai puternică decât orice replică. Sunt scene din tulburătorul spectacol semnat de Silviu Purcărete, regizorul român care a cucerit Europa. O poveste inspirată din capodopera poetului latin Ovidiu, Metamorfoze. Piscina a ținut loc de scenă, iar actorii și-au jucat rolul pe jumătate scufundați în apă, au cântat live și chiar au suflat foc. Au fost aproape 2 ore în care publicul de la Sibiu a fost răscolit de magia spectacolului, realizat în colaborare cu artiști din Luxemburg și Franța. Punerea în scenă extraordinară. Nu știu, domnul Purcărete, dacă se poate depăși topel, se poate depăși, este extraordinar. Silviu Purcărete a semnat și spectacolul Faust, jucat de 10 ani cu casa închisă. Cine n-a văzut Faust trebuie să vină să vadă Faust. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu durează 10 zile și adună mii de artiști din toată lumea.